Satul meu drag. Emisiune realizată cu suportul financiar al Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova. Radio Cultura Divină. Transmitem pe frecvența 101.5 FM. S-a despărțit de toloaca copilăriei de la Buda cu câteva decenii în urmă. A devenit un om de afaceri de succes, dar nu a uitat de Eminescu. Nu a uitat de mirosul teilor și al salcânilor de acasă. Mai mult decât atât, când revine la Buda, adoarme voinicește cu răcăitul broaștelor. În cele ce urmează, dragi ascultători, vom discuta cu șeful transportatorilor privați din Moldova, domnul Ion Mămăligă, băștinaș al satului Buda. Domnule Mămăligă, vă spun bună ziua. Bună ziua! Țineți o funcție importantă, sunteți președintele Asociației Transportatorilor Privați din Moldova. Cum reușiți să țineți în frâu aceste responsabilități? Având deja o experiență mare, pentru că sunt de 15 ani în această funcție și de 13 ani conduc și agenția de transport, pot să mă laud că am șchebat un colectiv foarte bun. Deși nu am avut nimic în comun cu transportul, sunt de partie, am fost de transport, dar o întâmplare a făcut ca am investit și eu, știți cum, primii bani care i-am făcut, primii 10.000 de dolari, i-am investit într-un mijloc de transport, crezând, auzind că este o activitate profitabilă. Și am venit într-un timp foarte complicat, tocmai când a fost un puseu inflaționist venit din Rusia, care a influențat foarte mult, a crescut dolarul, practic a sărit, s-a dublat, s-a triplat în acea perioadă, imediat, chiar în acea lună în care am făcut investiția. Și când am văzut că investițiile mele se duc pe apa sâmbetei, am hotărât să mă implic, să solidarizez, să coalizăm toate forțele sănătoase din domeniu. Am început o luptă, de fapt chiar prin luptă s-a născut această asociație, pentru că la origine avem niște greve masive în Chișinău și am făcut o mișcare foarte serioasă, am adunat oameni în jurul meu și dacă la început eram doi doar, contabilul și directorul, acum avem un colectiv de aproximativ 300 de oameni. Am un personal administrativ, chiar vreau să mă laud, cel mai instruit. Am tot personalul cu studii de specialitate superioare, cu masterate, doctorate. Am subalterni care predau la Academia de Studii Economice, la Universitatea Tehnică, la centrii de instruire ale conducătorilor auto, ale managerilor, adică... În fine, o armată de oameni. Am cel mai instruit personal și cu asta mă mândresc. Domnule Mămăligă, dincolo de Ion Mămăligă, omul de afaceri, noi am dorit să-l descoperim, să-l redescoperim pe Ion Mămăligă, băștinaș al satului Buda. În acest sens am să vă întreb ce amintiri vă leagă de Buda. Bine, mă leagă cele mai frumoase, plăcute și dulci amintiri. Așa. Văile noastre sunt extraordinare. În primul rând, satul este în inima Codrelor situat și mie îmi place să zic, chiar să mă laud, că zic că degrabă se descopere că Buda de fapt este buricul Europei. Este înconjurat de păduri frumoase, iată mai ales în această perioadă când vorba poetului Nebunesc sau Chemii, este o aromă extraordinară în sat, apoi nu se termine bine această aromă și încep tei, se simt seara când mergi prin sat, aroma teilor și eu mă simt foarte bine, eu mă simt minunat, toate locurile cele, și Piscuțul Căniței, și Coasta la Jumbei, cum îi spun noi, și Coasta Boierească, și toate locurile cele îmi răscolesc cele mai plăcute amintiri. Eu, de fapt, când merg și acum, când merg la Buda, eu mă simt ca în, știți, vorba poetului, pestea nopții feierii, se ridică mândra lună, totu-i vis și armonie. Iată, eu când merg la Buda, eu dorm voinicește. Eu, în general, dorm foarte prost la Chișinău. De când sunt la Chișinău, mă trezesc 3-4 ore pe noapte. Eu, când eram mic, vorba lui Eminescu, eram băiet, păduri cu trei ram.
Am mers prin toate pădurile, prin toate livezele, cunoșteam fiecare cireș, fiecare caies, fiecare prăsad, absolut fiecare măr, care sunt dulci, care mălăieți, care sunt prăsade, cum le spunem la noi la pieri, prăsade ilinci. Extraordinar. Toate amintirile astea când merg, este păcat pur și simplu că acum satul a intrat așa într-o degradare demografică. Acum chiar 2 săptămâni am fost în sat, s-a făcut sărbătoare Ziua Familiei, adică deja la a doua ediție sau dacă nu la a treia, am fost invitați și noi ca băștinași. Primăria are de gând să o transforme într-o sărbătoare a satului. Și am vorbit chiar cu secretarul primăriei, m-am îngrozit când am auzit câte case deja au dispărut, câte case sunt pe cale de dispariție, gata să rușească. Școala s-a redus foarte mult numărul de elevi și numărul de copii în grădiniță și asta este dureros. În rest, văile, meleagurile celea sunt un picior de plai și când merg, ori de câte ori am ocazia să merg, retrăiesc acele momente, clipi chiar de fericire când am ocazia să merg pe celeași băi. Domnule Mămăligă, cum a rămas pecetluit în sufletul dumneavoastră chipul părinților? Părinții mei au fost oameni foarte simpli, Dumnezeu să ierte, au murit. Țin minte, taic meu era așa un codrean veritabil, mai nătân, cum zicem noi, mai aprig, mai sever cu noi. Asta ne-a ajutat în viață, ne-a mobilizat și ne-a arătat, de fapt, cum pot fi organizate lucrurile. Mama era foarte blândă și acum am persistă chipul ei senin pe cât era de chinuită, pentru că pot spune pe bune că era chinuită cu o casă de copii, rămas fără părinți. Eu nu am apucat niciun bunel, nici de pe mamă, nici de pe tată. Ambii bunei au murit în război și bunicile au murit imediat după război. Domnule Mămăligă, în acest context, dacă îi să facem o paralelă, Basarabia, iată, a trecut și prin perioada de tristă faimă. Mă refer aici la acțiunile puțin spus odioase ale regimului comunist, la deportări comuniste, la foame de organizată. Ce repercursiuni au avut aceste acțiuni la Buda? În amintiri, Buda a suferit ca orice altă localitate, dar vreau să vă spun aici avem cu ce ne lăuda că am avut oameni în sat demni care nu și-au turnat consătienii. Așa. Și datorită tocmai felului de a fi a unor persoane din sat, la noi sat au fost aduse represali doar o singură familie care pretindeau sovietici că au multe terenuri, că au argați, au din spusele, pentru că eu nu am de unde să cunosc personal, dar din spusele oamenilor mai în vârstă, de fapt, erau niște oameni gospodari, ca așa cum erau oameni care lucrau cu ziua, dar erau bine plătiți, erau bine hrăniți. Și tot așa, datorită așezării, mai bine zis, a satului, că era în mijloc de coliu și era pădure plină de bunătăți, au supraviețuit și în anii de foamete. De foamete a murit un singur om și a fost ridicat o singură familie. Eu mi-aduc aminte bine anii deja de mai încoace, anii 94, anii începutul anilor 90, când primii din zonă au desființat gospodăria agricolă și au luat pământurile pe care ei pe bune credeau că le aparțin, pentru că le-au luat atunci în colcoze cu harca și și-au recăpătat terenurile cu o dorință nebună de a le lucra și a demonstra cine este gospodar. Domnule Mămăligă, sunteți de acord că aceste acțiuni au fost de fapt cu bună știință, mult intenționat organizate, da, cu scopul mai degrabă a depopulării regiunilor din Basarabia, iată biserica de la Buda a fost închisă, iar băștinașii erau nevoiți să meargă la biserica din Ciurești sau... De altfel, pe vremea când eu eram elev, toate bisericile, cu excepția
două biserici, da, la biserica, da, era o biserică în Călăraș, în centrul raional, și o biserică era în Vâlceneț, care mai funcționa. Eu, din povestirile mamei, știu că eu am fost botezat în satul vecin, când m-am născut, pentru că biserica noastră deja era închisă, și povesteau oamenii ce râs au făcut din preotul din sat, cum a fost tărât de barbă, de bărbii, prin sat, cum au fost agățate cu polile bisericii, cu tractorul dat jos. Același lucru s-a întâmplat la Căbăiești, unde am fost eu botezat. Țin minte cum veneam, mai ales Sâmbăta Paștelui la Sfințit. Dar și acolo eram, norocul nostru era că noi eram necunoscuți pentru profesorii Niciorești. Elevii Niciorești erau vânați de profesor cu lanterna în noaptea de ieri, să-i cunoască și pe urmă să-i tragi mâța pe spate sau să se întâlnească la școală. Sunt timpuri pe care deja le-am trăit, eu și recunosc foarte bine din auzit. Acum, bine că poate atunci nu înțelegeam, nu conștientizam, acum mai lecturând, mai văzând ce s-a întâmplat, de fapt, asta a fost o tragedie. Și niște asta de fapt au vrut să rupă lumea de la credință, de la limbă, de la istorie, de la pământ, să te populeze și asta și să populeze cu alții veniți de pe iurea care nu nici în cred, nici în mânică cu aceste meleaguri. Că lucrurile s-au făcut cu bună știință, absolut cu bună știință, cu un plan bine pus la punct de sus, de la Kremlin, și cu părere de rău le-a reușit, pentru că au găsit multe coze topor acolo unde au acționat. Satul meu drag. Emisiune realizată cu suportul financiar al Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova. Reamintim, discutăm cu șeful transportatorilor privați din Moldova, domnul Ion Mămăligă, băștinaș al satului Buda. Iată, parcă majoritatea conaționalilor noștri sunt familiarizați cu aceste crâmpeie din istorie. Cum se face totuși că mulți consăteni, mulți băștinași de-ai noștri mai votează încă pentru partidele antinaționale, anti-europene? Pentru că pur și simplu sunt cu creierii spălați, propaganda aceasta și-a făcut efectul, o propagandă masivă de 70 de ani. Poporul a fost și este cel care este, dar intelectualitatea este prin definiție în opoziție față de orice regim care trebuie să urmărească ca adevărul, purul adevăr, fie științific, fie istoric, fie filologic, fie lingvistic, ori de care este, să ajungă așa cum este, nu denaturat și nu așa cum și-l doresc unele forțe, pentru că și acum, cu părere de rău, noi avem forțe care continuă, sigur că într-un mod mult mai camuflat, mult mai mascat, dar să fac același joc ca forțelor străine, pentru ca nu cumva vezi bine să ne apropiem de frații noștri de sânge și de limbă, de cultură, care sunt, de fapt, frații noștri adevărați. Dar dumneavoastră cum percepeți atât conceptul de unire? Eu sincer vă spun, am convingerea, certa convingere, că acest lucru este o legitate și el se va întâmpla, se va produce oricum. Problema este dacă noi prindem sau nu. Eu sunt convins, am mai spus asta și cu alte ocazii, cu încă aproximativ 10 ani în urmă, am spus că eu sunt convins că am să prind și vreau să prind unirea. La zidirea soarelui se știe cerul a muncit o veșnicie. Noi muncim de-n tocmai Neamănescu, Neamănescu domnului Eminescu, domnul cel de pasăre măiastră, domnul cel de nemurirea noastră.
Doamne, alinea-o pe-naltul domn cu tot cu laur. Mă uscam de dor în piept cu plânsul, nu știam că dor mi-era de dânsul, nu știam că doina mi-o furară cu străvechea și frumoasa țară. E mine Dragi ascultători, în cele ce urmează aflați de la domnul Ion Mămăligă, șeful transportatorilor privați din Moldova, ce personalități marcante s-au născut la Buda. De altfel, Buda este, deși un sat foarte mic, dar este, are cu ce să lauda, are mari personalități ieșite de la Buda. Adică este suficient să pomenesc de poetul Nicolae Popa, care este un talent inedit, un veritabil poet, sau de profesorul universitar Nicanor Ciorcanu, care este un om de o valoare extraordinară. Ori cu cine ai vorbi, care a făcut literele, o să aibă numai cuvinte bune de spus și în sat nimeni nu o să spună un cuvânt de rău. Este un om extraordinar. Păcat că deja își încheie cariera, este deja la pensie și eu nu mai zic de Aurel Dragoș Munteanu, o mare personalitate, un mare diplomat, un mare eseist și filozof român care a fost ambasadorul României la Washington și ambasadorul României la ONU și în perioada cât a deținut președinția a avut un succes nemaipomenit, fiindcă nu s-a pomenit în istoria ONU ca să obții decizii cu unanimitate de voturi. Ori iată, acest Dragoș Munteanu a obținut acest lucru. Este, a fost, mai bine zis, un om de o mare valoare, un bun prieten, un mare prieten și adorator al filozofului, mare filozof Petre Țuțea, care s-a întreținut până la sfârșitul vieții, deși era o diferență de vârstă ca dintre tată și fiu, dar au păstrat o prietenie adâncă pe care putem să o vedem chiar din cartea care a făcut-o Aurel Dragoș Munteanu despre Petre Țuțea. Spre marea noastră fericire s-a păstrat casa unde s-a născut Aurel Dragoș Munteanu. Noi câțiva ani în urmă am dezvelit un basorelief pe peretele casei unde s-a născut Aurel Dragoș Munteanu. Cu părintele autorităților sovietice au folosit toată viața casa în care s-a născut el și niciodată n-a pomenit nimeni că acolo s-a născut și cui aparține casa. De drept aparține casa familiei Munteanu. Acum este folosită ca sediu pentru bibliotecă, pentru primărie. Perioada foarte îndelungată a fost casa de cultură. Și mai avem, adică, cine lauda în sat, cel mai longeviv primar al Chișinăului, Carol Schmidt, neamț, jet pe jet, a avut conac la noi în sat, cu părere nu s-a păstrat. Am avut un sat născut pe cineva care a ajuns consilierul președintelui Ucrainei, Iușcenko, pe care îl cunoaștem că a întors Ucraina spre Europa. Și, adică ar fi multe de vorbit. Avem jurnalistul de valoare, Mircea Surdu. Da, jurnalistul, actualul director al televiziunii Surdu, care este un bun telejurnalist, doctor habilitat, avem medici, avem primari, președinți de raion, adică avem cu cine lauda, atât doar că noi tot mai rar și mai rar ne întâlnim.
Iată, mai dăunăz primăria și Consiliul Local au organizat sărbătoarea familiei și asta a fost o ocazie de a ne revedea. Am lăudat, am salutat această acțiune. O să se repete în fiecare an, o să se extindă și în felul ăsta o să avem și noi posibilitatea ca să ne vedem mai des, să ne întâlnim mai des. Domnule Mămăligă, iată, creștinașii de la Buda, ca și majoritatea conaționalilor noștri, sunt victimele unui fenomen tot mai accentuat, un fel de dute vino, de care pomeneați și mai devreme. Creștinașii sunt goniți la propriu, la munca peste hotarele țării, de salariile mizere, de prețurile exagerate, lipsa locurilor de muncă. Ce soluții vedeți dumneavoastră pentru eradicarea acestui fenomen? Cu ochii unui om de afaceri, unui om deja realizat. Ar fi menținerea consecvent acestui curs spre Europa. Așa. Pentru că dacă o să ajungem pe bune să implementăm reformele, să facem reformele pe care le solicită europenii, atunci și oamenii noștri au să aibă la ce veni acasă. Pentru că apar foarte mari oportunități. Oamenii deja au văzut cum se poate lucra, cum se poate organiza. Ar reveni o bună instruire, inclusiv, eu știu, o educație financiară, ceea ce la noi lipsește cu desăvârșire, pentru că trebuie lumea în genere reorientată și ceea ce este cel mai important, cum zicea Eminescu, să se păstreze ierarhia meritului. Iată când o să ajungem să promovăm inclusiv în fruntea țării oamenii care merită, oamenii care realizează, de fapt, care este statutul unui om ales, responsabil de destinul celor pe care îi conduce, iată, abia atunci lucrurile o să iau o întorsătură sănătoasă. A fost președintele Asociației Transportatorilor Privați din Moldova, domnul Ion Mămăligă, băștinaș al satului Buda. Pe această notă optimistă, noi ne luăm rămas bun de la dumneavoastră. La Buda vom mai reveni cu siguranță. Numele meu este Alina Nicolae, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim și duminica viitoare de la ora 20, dar și în reluare pe parcursul săptămânii. Aici, pe Radio Cultura Divină, pe frecvența 101,5 FM. Nu uitați că oriunde v-ați afla, toate drumurile duc spre casă. Radio Cultura Divină. Transmitem pe frecvența 101.5 FM. Satul meu drag. Emisiune realizată cu suportul financiar al Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova.